semințele de porumb nu sunt folosite doar în alimentație. Știți de asta, nu? Mai nou, acestea pot servi drept accesorii de joc preluată de la americani. Cornhole a devenit o activitate populară și în țara noastră. În acest weekend, mai mulți tineri din capital au lăsat toate treburile la o parte și s-au pus pe distracție, că doar o dată e mană, e vară, nu? Apropo, a venit vara deja? Da. Mamă, suntem în iunie. Deși la prima vedere părea a fi un joc simplu, după câteva runde concurenții s-au convins că nu este deloc așa. Și dacă în cazul unora dexteritatea și-a spus cuvântul încă de la început, pe alții ratările nu au încetat să-i ocolească. Cornhole este un joc din America care mi s-a părut destul de captivant. Pentru prima dată nu mi-a reușit ca să pot să fiu la nivel, dar după ce am aflat regulile jocului, chiar am intrat în ritm. Игра очень азартная. Я когда пробовал первый раз, мне захотелось играть еще и еще, не мог остановиться. И она достаточно простая, не нужно никаких особенно специальных иметь навыков. Fost pentru prima dată când am jucat acest joc, mi-a plăcut, a fost ceva distractiv. Concurența a fost una acerbă, mai ales că participanții au avut de înfruntat unul dintre cei mai înrăiți cunoscători în domeniu. Matt Salerno, un profesor american venit tocmai din Virginia, doar pentru a deschide iubitorilor de aventură secretele jocurilor răspândite în întreaga lume. Cornhole, and it's a classic American game to play in the summer on a cookout at the beach at a party with friends. It's made to be easy. It's made to be able to play at a party. Pe lângă dezvoltarea spiritului strategic, participanții au avut oportunitatea de a promova distracția constructivă în rândul tinerilor, așa cum preocupările de bază ale noii generații sunt adesea departe de a fi utile. Matt Salerno a venit cu ideea să facem jocul care este tradițional american. Deci noi am susținut ideea și am încercat să le acordăm persoanelor oportunitatea de a juca un ceva tipic american.